With the harpoon set, we'll gain entry. Bună ziua, bună seara, dragii mei, bine v-am găsit la al doilea hai să jucăm Mad Max. Dacă nu ați văzut episodul anterior, doar ce am procurat o caroserie pentru frumoasa noastră mașinuță. Iar acum vom începe o nouă misiune. So, we got all we need? Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For, it's just there for, safekeeping. See? If the Hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Got the jag tip. Oh, deci deja ne putem customiza mașina, putem să punem harpoon. Nice. Deci avem harpoon. Avem și grilaj în față, putem să-l punem. Oh. Sexy. Și mai avem un ornament de capotă, cred că deblocat, sau nu avem niciunul deblocat? Nu avem, din păcate, niciunul deblocat. Dar de ce zice new? Da, din păcate niciunul de blocat. To stand a chance, she'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't, we can have numbers. Cinematic. Deci avem harpoon. Putem folosi și în car combat. Nu este rău. Să vedem harta, dacă avem deblocat din harta ceva. Nu mai știu care e butonul pe harta, l-am ratat. În fine. Intrăm în mașinuță și îi dăm bocanci. See those metal monsters? Scrotus war boys, put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage out front. Genial, sau de motorul, jur, genial. Ce cool e harpoon. Another vulgar monument to the carnivores. Tear it down.
scout it out. Să luăm repede scrap-ul ăsta. Că am mai lăsat unul. Așa, asta îmi repară mașina până așa. Și acum cred că merg să ne batem cu vreo 2-3. What's the purpose of these camps? Oil! The crew pumped from the very ground and sent in convoys to be refined and gasolined in Gastown. Uite și prima bază inamică. Să vedem despre ce este vorba. Ne uităm prin binoclu. Let's see. War Cryer. Gates defended. Deci faza cu Warcry-ul ăla are o tobă și începe să bată toba și să urle și dacă trec, nu știu, vreo 20 de secunde, jumătate de minut după ce încep să bat baza și el tot cântă, bufează toate NPC-urile din bază și devin mult mai greu de omorât. Deci ideal ar fi să intru cumva ori nevăzut, ori super repede. Uite că au și un sniper. Deci atât, sniper au, ușa intrăm ușor și ăla. Deci e foarte important să scoatem pe ăla primul. Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes, nothing our sweet Magnumus cannot handle. Sniperul l-am terminat, nu. Așa, trebuie să distrugem butoiul ăla de benzină ca să le... oprim apărarea. Să vă pot cu ăsta. Și acum trebuie să omorâm pe ciumegul ăla primul. Deci aici trebuia să vin prima dată, n-am fost atent. Era mult mai ușor. Wow. Max, we miss you. Come back soon. Will I ever come back? No, aici are... amintiri. Ah, deci mai ies, nu era atât de ușor. Ah,
Ara o sa mananci supa cu paiul. Avem un cuțitaș. Drăgălaș. Pe aici. E o furtună de nisip. Wow. Și uitați cum arată o furtună de nisip. Mad Max. Nu mai văd nimic. Ce ați văzut filmul Mad Max, știți? Cum arată o furtună de nisip adevărată! Face efecte. Să merg jos, sus, cred că sus trebuie să merg. Deci glonțe pentru shotgun, un glonț, ce asta? Se caca peșu. Poți să sar aici, nu poți să sar. Și trebuie să ajung înapoi. Aha, am scăpat de furtună, dar aici ne-l aștepta sigur 2-3. Him again. Cred că a fost iară caracterul ăla misterios din episodul trecut. Mai e un glonț aici de shotgun, îl luăm. Mai e o Scrotus Insignia, o distrugem. Aici trebuie să ieșim. Pe aici am venit? Nu, nu pe aici am venit. Sper. What do you want? Time is built to this, wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Precis. Our work, yours and mine, must soon commence. No, hai să vedem. Come forward, ia să vedem care e baiul. Vedem ce-l doare pe dânsul. Cred că am ajuns și la pompa de ulei. Fury unlocked, în sfârșit am deblocat furia. Fury Matter, n-a cuțit. Fuck, ninja. No. Bine, bă. Zici că-i WWE John Cena. John Cena. Bă, stai, de ce nu l-o mai lua ca și pe John Cena, bă? Make it so that there's no reason for them to come back. Deci, by blowing them up with a fuel can. Deci ne trebuie un rezervor de benzină. Stai să distrug insignia aia înainte. Hai să vedem ce are ăsta bun. Puțin scrap. Așa. Distrugem insignia. Avem 3 din 3.
Sper să avem 3 din 3. Cred că aici e un rezervor de benzină, da, uite. Așa. Îi dăm ignite, o punem și o luăm la sănătoasa. Și uite așa am cucerit prima noastră bază. Și acum mergem să-l găsim pe tipul ăla, să vedem ce are de dat. Sper că pe gratis ne dă, că nu i-aș da bani. Aaa, trebuia să sară aici, vezi ce. Trebuie să mă dau pe zipline-ul ăsta, că e mai rapid. Clar, e mai rapid. Așa, ne întoarcem la Magnus Opus. Magnum Opus. There's something needs doing before we turn back. Ok, trebuie să fac ceva, precis să mă întâlnesc cu flăcăul ăla. If you have to wander solo, please take this flare. When you need old chum, point skywards and fire. Stay with the car. I do this one. Never mind, old chum bucket, chum bucket. Never mind, never mind. Și să vedem ce mâncărim în curare asta aici. Of a ruined past. Ok, ok. Oh, deci da. Deci avem buff, buff, buff. Amo. Deci nu trebuie amo, am luat unul. Să consumăm mai puțină benzină. Și să luăm mai mult loot. Confirm. Enter. Perfect. Na ce? Mi-a tras o capră sau ce? De ce sunt patru lave? Cred că mi-a tras un stil barbar ăsta, bă. What the fuck? Să știți că ăsta m-a violat, bă. Grifa îl cheamă. Are you not the one who travels to forget? Ce pula, în patru labe, mă. Nasol. Oricum, dragii mei, mă bucur că m-ați urmărit până aici. Aici închei partea a doua din Hai să jucăm Mad Max. Spotters. Uitați, inamici. That's trouble. Dacă vă place, dacă vreți să continui, nu uitați de un like, de un share, de un comment și... ne vedem data viitoare. Ciao, ciao.